Depărtarea de țară a trezit în Maria Dumitru, invitata noastră din această seară, nu doar dorul de meleagurile natale, de satul Suplac din județul Mureș, dar și dorința de a-și afirma identitatea, de a se întoarce la origini. Departe de țară fiind, deși îi era bine, a dorit să se întoarcă pentru a face ceva pentru suflet, să coasă cămăși tradiționale de pe Târnave, din zona natală. Cămașa a adus-o acasă. Maria, numele tău este legat de reconstituirea și salvarea costumului tradițional din zona ta de origine, de pe Valea Târnavelor. Cum anume s-a născut această dragoste pentru cămașă, pentru costumul tradițional din zona natală? A fost o întâmplare. Eram în străinătate și în 2012 au început să apară pe internet postări cu cămașa și tot atunci s-a sărbătorit prima dată Ziua Internațională a ei și încet, încet am început să mă gândesc serios să-mi lucrez o cămașă și am început să caut. Pe internet apăruseră deja postări cu izvoade vechi, cu planșe, majoritatea din zonele extracarpatice și nu mă puteam hotărâ, deși erau foarte frumoase toate. Când veneam acasă în vacanțe, căutam și în magazinele de artizanat și totuși, după căutări mai bine de un an, n-am reușit să mă hotărăsc. În 2014 eram la Palermo, vara, mă pregăteam să vin acasă în vacanță și înainte să pun laptopul în bagaje, l-am mai deschis încă o dată. Și prima postare care mi-a apărut pe pagină a fost concurs de cusut cămăși, e veche, e nouă, lansat de Semne Cusute în Acțiune, condus de doamna Ioana Corduneanu. Citind anunțul concursului, răspunsul la căutările mele a venit spontan. Atunci mi-am dat seama că trebuie să mă întorc acasă și să caut acolo. Acesta a fost primul moment și cred că cel mai important, întoarcerea la origini. Întorcându-mă acasă, nu m-am mulțumit să caut doar la noi în sat, pentru că mai erau puține cămăși. Așa că am căutat și în satele din jur. Mi-am dorit să descoper cât mai multe cămăși, cât mai multe izvoade vechi. Și am avut șansa să găsesc chiar și pânză de casă. Și cu câteva informații, pot să spun că practic am început de la zero, m-am întors la Palermo. Concursul avea două secții, să reproducem o cămașă veche sau cu izvoade vechi să facem o cămașă nouă de creație. Și aveam idei pentru ambele secții, așa că nu mă puteam hotărâ și m-am înscris la amândouă. Am renunțat la tot, absolut, la ieșirile în oraș, la plimbări, la internet. Foloseam fiecare moment pentru lucru. Iar în ultimele luni au fost foarte multe nopți albe pentru a duce la bun sfârșit ambele cămăși. Și am reușit. Termenul era de Paști, trebuia să le purtăm la biserică, în familie, să facem fotografii și să le trimitem pentru concurs. Și acele zile au fost pentru mine foarte frumoase, am foarte multe amintiri plăcute, pentru că întâlnirea cu români pe stradă a fost un prilej de bucurie pentru ei, bucuria recunoașterii după port într-o lume omogenă. Și atunci am luat hotărârea să mă întorc definitiv acasă, pentru că știam ce e nevoie să fac, ce trebuie să fac. Deci așa că cămașa te-a adus acasă. Da, cămașa m-a adus. Am luat hotărârea să mă întorc definitiv.
24 iunie eram la București, la finala concursului, la care am luat titlul de meșteriță, și la prima noastră expoziție, care a avut loc într-un mall. A fost un început modest, dar eram puține participante, dar cu aceeași pasiune, aceeași dorință de a redescoperi cămașa, tainele ei, și cu aceeași întrebare, care va fi următoarea cămașă? Tot atunci, la Cluj, au fost expuse prima dată după 89 cămășile din colecția Elisei Brăteanu, cămăși majoritatea din zonele extracarpatice, cu care nu eram familiarizată, așa că am vizitat expoziția. Și pur și simplu am rămas fără cuvinte. Totul era nou pentru mine. Croiul cu altiță, mâneca răsfrântă, încrețul, bogăția și somptuozitatea izvoadelor, armonia culorilor, pur și simplu eram copleșită de atâta frumusețe. Și tot atunci, grupul virtual Oltenia Coase Ie a lansat tema concursului In Memoria Elisa Brăteanu. Și pentru că îmi doream participarea la concurs, care pentru mine însemna o confruntare cu mine însă, având ca punct de referință maestria străbunelor noastre. Așa că m-am înscris, dar eu îmi doream orecum să lucrez doar cămășile de la noi, de pe Târnave. Respectând tematica concursului, a trebuit să aleg una din cămășile expuse. Din Transilvania erau doar 3 cămăși, și fiind impresionată de atâta frumusețe și somptuozitate, spontan am ales-o pe cea mai simplă, fără să știu, de fapt, ce presupune această simplitate, pentru că... Nu era deloc așa de simplă. Nu, absolut deloc. Era cămașa cu altiță, cu mâneca răsfrântă și cu ciupag, respectiv cusătura pe cutulițe de la baza gâtului, o tehnică de lucru dificilă, pentru că cutulițele trebuie calculate cu precizie, astfel încât motivele să se încadreze perfect. Și apoi tehnica de lucru în sine era dificilă. Și apoi peste toate s-a suprapus proba culorilor. Eu primele două cămăși le-am lucrat cu negru, era simplu. Ori aici a fost foarte greu să găsesc, să armonizez culorile. Dar am reușit să o duc până la capăt și am avut surpriza cu această cămășuță simplă să iau locul 3. Pentru mine a fost o mare bucurie și tot atunci am înțeles ce înseamnă frumusețea din simplitate. Și dacă ar fi să o descriu într-un singur cuvânt, aș spune esența, cămașa esență. Puțin, dar esențialul. În primul rând, prin broderia restrânsă, prin care femeia a subliniat punctele esențiale, respectiv baza gâtului, care accentuează frumusețea feței, umăr și încheietura mâinii. În al doilea rând, prin semnele de pe cămașă care s-au păstrat, semne foarte vechi, care s-au păstrat oarecum într-o formă simplă, dar îmbogățite prin accente cromatice de mare rafinament. Și nu în ultimul rând, croiul cu altiță, croi predominant în zonele extracarpatice, dar la noi în Transilvania s-a păstrat până la începutul secolului 20, doar în partea de sud, Valea Hârtibaciului, Țara Oltului, deși inițial el a fost în întreaga regiune, dovada fiind varga de peste umăr, care marchează locul tăieturii. Din acest moment, simplitatea a devenit pentru mine nota dominantă a cămășilor pe care le-am cusut ulterior. Mai mult, mi-a îndreptat oarecum pașii spre ceea ce eu îmi doream să descoper, specificul locului, să ajung într-un trecut cât mai îndepărtat posibil. Îmi doream să știu cum arăta cămașa veche de la noi. Crezi că faptul că ai fost departe de țară timp de 15 ani, mai întâi 5 ani în Israel și apoi 10 ani în Italia, crezi că asta a dus la dorința ta de a-ți exprima identitatea? Da, pot să spun fără să greșesc. Cămașa m-a dus în lumea ei, o lume în care, deși m-am născut și am crescut, n-am înțeles-o pe deplin. O lume care se stinge sub ochii noștri și pe care aș vrea, prin fiecare cămașă pe care o descoper și o lucrez, să o readuc în atenția noastră. Pentru că sunt comori extraordinare
sunt dovezi, practic, sunt dovezi vii, dovezi istorice, aș putea să le numesc, ale existenței și continuității noastre pe aceste meleaguri. În primul rând, prin semne. Sunt foarte multe semne care vin dintr-un trecut foarte îndepărtat. Mă refer la vârtelniță, pomul vieții, floarea vieții, care au fost descoperite pe obiecte durabile, piatră, metal, dar care pe cămașă au ajuns la noi până în zilele noastre. Este un lucru extraordinar, pentru că e un suport textil fragil, care nu durează, nu are viață lungă. Și a însemnat, de asemenea, redescoperirea valorilor tradiționale, a însemnat întoarcerea la simplitate, într-o lume în care dorințele sunt stimulate, dar nu sunt nevoi. Cum te simțeai când purtai o astfel de cămașă în Italia? Au fost momente de mare bucurie. Nu numai românii, nu numai au reacționat extraordinar, dar și italienii m-au oprit și m-au întrebat, pentru că purteam tricolorul, și m-au întrebat după bandieră, este costum românesc? Și le-am explicat. Am lucrat eu cămașa, erau foarte încântați și m-au încurajat. Foarte bine, trebuie dusă tradiția mai departe. Cine te-a îndrumat pe acest drum? Cine te-a ajutat? Nimeni. Nimeni. Deci eu am găsit primele cămăși, le-am studiat puțin, punctele de cusătură erau destul de ușor de reprodus, au fost și câteva mai dificile, dar singură. M-am întors în Italia, acolo nu aveam decât internetul, informațiile de pe internet erau destul de puține, mai mult, nimeni nu știa la început, deci... Dar eu am avut șansa ca punctele de cusătură de care aveam nevoie să le descoper cu ușurință. Ce te-a dus departe de țară? A fost o întâmplare, pur și simplu. Terminasem de câțiva ani facultatea, locuiam și lucram la Sighișoara, locuiam la sora mea, dar situația financiară era critică și nu era nicio șansă, o posibilitate să se îmbunătățească în viitor. În ce an se întâmplă asta? În 96. Deci a fost o întâmplare, o informație spusă întreagăt, care pentru mine a fost o oportunitate și hotărârea am luat-o fără să mă gândesc niciun moment. Dorința mea atunci era ca într-un timp foarte scurt să obțin, să lucrez, să economisesc o sumă de bani cu care să pot cumpăra o locuință în România, ceea ce am și reușit. Dar locuința era goală, deci aveam nevoie de măcar strictul necesar, iar situația în România nu s-a îmbunătățit, așa că după câțiva ani m-am întors, de data aceasta, în Italia. Și deși nu mi-am dorit nici moment să rămân definitiv, deși era frumos, mă simțeam bine, m-am acomodat ușor, dar căutam un răspuns la întrebarea ce voi face când mă voi întoarce acasă. Pentru că era clar, nu, profesia pe care am studiat-o nu puteam să mă întorc, nu mai erau locuri de muncă, era foarte dificil. Economie, științe economice am terminat. Așa că, pur și simplu, nu găseam nimic. Nu-mi doream să fac o afacere, deși aș fi putut. Îmi doream să fie ceva de suflet. Așa că cămașa s-a pliat perfect pe dorința mea. Cea mai mare dorință a Mariei este aceea de a coase cât mai multe cămăși care să reprezinte o bază valoroasă de inspirație pentru oricine va dori să coasă cămăși de pe târnave. Cămașa mi-a arătat că e nevoie de foarte puține lucruri ca să fii fericit. E nevoie de, nu știu... Care sunt elementele care te fac pe tine fericită? Această călătorie în trecut... Redescoperirea valorilor tradiționale. Câte cămăși ai cusut până acum? Am reușit să lucrez 17 cămăși în aproape 10 ani și mai am foarte multe pe listă care vreau neapărat
le duc la bun sfârșit, cu care vreau să fac o expoziție, dar mai am foarte multe obiecte de port, cătrințe, pieptare și nu numai de port, am foarte multe covoare vechi. Moștenire? Și moștenire și cumpărate. Am fețe de perină cu căpătâi roșu, am și multe obiecte de uscasnic, furci de tors, războaie de țesut, absolut tot ce am găsit și care am considerat că e nevoie să le salvez, să le adun, pentru că soarta lor era orecum, da, să dispară, să fie pusă pe foc. Care este povestea costumului pe care îl porți astăzi? Am avut șansa să găsesc la Șoimuș, la Leleana Lupace, două cămăși care se distingeau prin simplitatea lor. Respectiv, în față aveau doar un singur râu, scurt, pentru că femeile purtau cămașa cu pieptăraș și nu era nevoie de mai multă broderie. Și în al doilea rând, m-a impresionat foarte mult dispunerea izvoadelor pe mânecă. Respectiv, râul central, care străbate mâneca de sus până jos, încadrat de una sau două râuri scurte, intersectate cu varga de peste umăr. Iar aceste râuri, pe acest șinor îngust de un centimetru, femeia a cusut în miniatură foarte multe semne vechi. În primul rând, avem aici pomul vieții, apoi izvoade în miniatură, izvodul de pe porțile maramureșene, avem sfătitele, avem suveica, romb și cruce, toate îmbogățite cu multe puncte de cusătură care dau expresivitate și frumusețe, deși sunt foarte migăloase, foarte mărunte. La 1 decembrie 2022, chiar de Ziua Națională a României, arta cămășii cu altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova, a fost inclusă în lista Patrimoniului Imaterial al Umanității. Un element esențial este transmiterea acestei arte. Am întrebat-o pe Maria cum și mai ales cui transmitem. Trebuie să o transmitem tinerilor, în primul rând, și trebuie să găsim o modalitate de a face să înțeleagă valorile de pe cămașă, semnele care practic sunt o istorie vie. Ca să le transmitem, cred că în primul rând ar trebui să le cunoaștem foarte bine. Cum facem să le cunoaștem? Pentru că de multe ori nici măcar noi înșine nu putem să facem diferența între artizanat, între kitsch și autentic. Poți să ne îndrum puțin, Maria? Da, cel puțin la noi, în Transilvania, cămășile vechi sunt simple. Izvoadele sunt într-o formă primară, nu sunt bogate. Pentru femeie conta semnul în sine, nu amploarea lui, cât de bogat sau cât de, știu eu, cusut cu fire prețioase. Iar pentru mine, cea mai valoroasă cămașă este cămașa pe care femeia și-a lucrat-o de la A la Z, de la bobul de câine păpus în pământ până la produsul finit. Mai mult, în trecut, își vopseau firele natural, deci era un întreg meșteșug. Acolo vedem iscusință, acolo vedem drag de lucru, pentru că nu era ușor să prelucrezi cânepa, nu era ușor să o torci, să o țești, iarăși foarte, foarte dificil, deși eu am un stoc de fuior, dar trebuie să învăț să-l torc, să-l țes. Practic, o cămașă se năștea în câtă vreme, dacă pornim de la sămânța? Într-un an. Deci într-un an, de la bobul de câine păpus în pământ, până primăvara următoare de Paști, trebuia să fie gata. Iar fetele știu că își coseau în mare taină cămășile. Da, există această tendință de unicitate. Deci femeia și-a exprimat unicitatea prin motivele și felul în care erau dispuse pe cămașă. De fapt, cămașa era, este
Un act de identitate. Un act de identitate, de unicitate, prin care se distingeau în funcție de vârstă, statutul social. Ce putem conta, să citim pe o cămașă? Conta. Cea mai valoroasă, cea mai frumoasă era cămașa de mireasă, pentru acel moment unic din viață. Iar odată cu înaintarea în vârstă, cămășile erau mai simple, mai sobre, da, culori mai stinse și broderie mai puțină. Pe vremea târnavelor era cumva obiceiul ca pe ultimul drum femeile să se îmbrace cu cămașa? Da, da, asta era... De fapt, nici nu aveau cu ce altceva să se îmbrace decât cu cămăși. Cel puțin până în secolul 20. Nu își puteau permite să-și cumpere haine, pânză de gata, haine, de, nici nu aveau. Deci era, da, era, se spunea că trebuie să fie recunoscute pe lumea cealaltă după port. Și la voi în zonă, hainele acestea tradiționale se numeau haine românești? Da, cămașă românească. Câte premii ai câștigat până acum? Da, deci întâi am luat titlul de meșteriță, pe urmă am luat locul 3 și în 2018 am participat la concursul organizat de Oltenia Coase Ie, Povestea Continuă, și cu această cămășuță simplă am avut bucuria să iau locul 1. A fost, într-un fel, tributul meu centenarului Marii Uniri. Cămașa dedicată centenarului Marii Uniri a fost singura pe care nu a ales-o chiar Maria, având însă certitudinea că altcineva, care veghează peste noi toți, a ales-o cu multă vreme înainte pentru ea. Povestea acestei cămăși a început de mult, odată cu pânza ei, veche de 100 de ani, pânză ce a așteptat-o pe Maria să o caute din sat în sat, din poartă în poartă, pentru a împlini menirea. Izvodul destinat să-l coasă avea pe mânecă un singur râu în care se împletește, repetitiv, optul, semnul infinitului, ridicat pe verticală ca o coloană nesfârșită străjuită cu șiruri de cruci. Privit în întregul lui, izvodul întruchipează o cruce cu trupul alb, înălțându-se ca o rugăciune din brațele răstignite, pironite cu inimi. Întâmplător este crucea noastră, cămașa neamului nostru, credință și suferință la oaltă, sublimate tainic în ie. Inimi care puteau fi umplute doar cu culorile tricolorului pentru a-i da viață și pentru a ne transmite crezul și bucuria celor de atunci care făureau o țară. Următorul proiect la care am participat a fost proiectul Aievea, dedicat anului centenar, proiect organizat de Semne cu Sute, în parteneriat cu Muzeul Țăranului Român din București, care ne-a pus la dispoziție izvoadele vechi, degradate, care nu mai puteau fi expuse. Proiect care s-a desfășurat oarecum atipic, pentru că n-am avut posibilitatea de a alege și am fost invitate. Și tot ceea ce s-a întâmplat legat de această cămașă pe care am primit-o a fost un șir de coincidențe, de informații pe care le-am primit fie în mod real, cu mult timp înainte, fie mi s-au destăinuit în timpul lucrului. Coincidențe care m-au făcut să cred că nimic nu a fost întâmplător și că această cămașă mi-a fost destinată cu mult timp înainte. Cămașa are o poveste a ei, așa cum am trăit-o lucrând-o, și cred că este cămașa cu care am avut cea mai intensă trăire. Lucrând, am avut cea mai intensă trăire. A fost... Ce simțeai? Emoție. Era pentru anul centenar. Care ți este cea mai dragă cămașă? Toate. Absolut toate. Fiecare are o taină a ei pe care o descoperi lucrând-o. Ce ți-ai dori să simtă oamenii când privesc aceste cămăși? Dacă pot spune, o resetare a valorilor. Să ne întoarcem la valorile tradiționale. Astăzi vorbim de o inversare a valorilor. Ele sunt acolo, doar noi trebuie să le trăim. Dacă te uiți în urmă, cu ce crezi că te-ai întors din cei 15 ani? Mă întorc un pic. Cu dorința de a redescoperi rădăcinile, trecutul. Și prin cămașă am regăsit foarte multe. Deci cămașa este o poveste în sine.
mai ales la noi, prin, nu numai prin semnele simple, dar prin culorile pe care femeia le-a folosit, a ținut să-și exprime identitatea națională. Într-un mod discret și rafinat, a folosit culorile tricolorului, în care roșu a fost înlocuit cu bordo. Iată încă o formă extraordinară de a transmite un mesaj non-verbal. Care erau trăirile tale departe de țară? Ți-ai dorit vreodată să rămâi acolo? Nu, nu. Deși au fost momente în care mă puneam în situația, cum ar fi? Și deși era frumos, am avut șansa întotdeauna să locuiesc aproape de mare și mă simțeam oarecum în vacanță. Ar să în Sicilia. Da. Și în Israel. Întotdeauna am fost foarte aproape de mare, dar în momentul în care mă puneam în situația să rămân, simțeam că pur și simplu nu mai pot să respir, deci era... Mi se tăia respirația, gândul că voi rămâne definitiv acolo. Cum ai regăsit România? Prin cămașă extraordinară. Extraordinară. Avem lucruri pe care nu avem dreptul să le pierdem și asta încerc de fapt prin tot ceea ce fac să caut și să le readuc în actualitate. Mai mult, dorința cea mai mare este să atrag tinerii, dar momentan este mai greu. Nimeni. Ce înseamnă România pentru tine, Maria? Acasă. Când eram în Sicilia, mi-era dor, deși era bine. Și la un moment dat citisem o poezie de Marin Sorescu. Nu pot să o reproduc, că vine să plâng. Ardealul, stărea mea de spirit. Poezie pe care mi-o repeta în fiecare zi. Ca pe o rugăciune. Și acesta a fost, m-a inspirat. Deci a fost de acolo a pornit ideea pe care am folosit-o pentru a realiza cămașa de creație. Poezie care m-a inspirat și prin care am încercat să sintetizez pe cămașă ideea de... Deci am pornit de la general, la zonal și la individual, respectiv de la strămoși, cetodaci, prin care am folosit ca izvod vița de vie, pentru că vița de vie era cultivată de daci din cele mai vechi timpuri. Mai mult, ulterior a devenit și un simbol creștin. Al doilea motiv era floarea, deci la orice pas îmi râde o floare, sub orice pas e un mormânt. Ardealul întregind o roată sub care Horia s-a frânt. Deci prin floare am redat ideea de Transilvania și nu în ultimul rând m-am referit și la țăran, care a fost stâlpul țării, cel care a dus greul. Maria, bine ai revenit acasă. Vă mulțumesc. Și mulțumim pentru tot ceea ce faci, pentru păstrarea moștenirii noastre culturale. Vă mulțumesc. Să te ajute Dumnezeu. Doamne ajută!